Salutare! Sper că data asta am pornit microfonul, pare că l-am pornit și mă uitam la insula iubirii. E Cătălin! Mă uitam la insula iubirii și am zis, bă, de ce să mă uit la insula iubirii când pot să fac live despre parfumuri și fără insula iubirii? Și iată-mă aici, practic pierzându-ți timpul. Salut! Hei, ce faci? Te-ai apucat să te mai relaxezi după weekendul trecut care sigur a fost agitat? V-ați mai tras și voi un pic sufletul? Salutare! Și am zis că știu că au și live stream cu Insula Iubirii, deci întotdeauna putem să facem asta, să ne uităm împreună la Insula Iubirii. Vine Alin și zice că da, ne mai cumpărăm parfumuri. Eu te înțeleg perfect că, după cum ziceam, și pe server mi-am cumpărat Nishan EG și este amazing. Miroase atât de bine, miroase a violetă și a busuioc și a mentă. E tot ce-mi doream la un parfum de vară, ușor marini, e senzațional. Salut Andrei și știi ce am? Am mai primit de la parfumat.ro astăzi pe Daring Blue, nu cred că o să dai seama din ce este inspirat, cred că dacă ți arăt sticla n-ai cum să te prinzi această sticlă din ce este inspirată. Poate, nu sunt sigur, dar poate din Dolce Gabbana Light Blue Forever. Și știi ce? Și miroase a Dolce Gabbana Light Blue Forever. Și e foarte reușit parfumul ăsta. Am ajuns cu el acasă, deci aș putea să-l testez chiar lângă Light Blue Forever, ceea ce am să și fac acum. Iar tu, dacă vrei, mi-ai putea da un like, pentru că știm cu toții că like-urile ajută, fac totul mai bine, fac universul ăsta mai mare și vreau să discut cu tine și despre ceva pe tema asta cu ne ajută mai mare, mai mult, mai bine și mai mulți bani. Așa, să oprim clicăitul ăla enervant și să vedem pe mâna cealaltă Light Blue Forever. Mă, e bune? E chiar bună clona asta. Deci așa, la o primă, foarte primă impresie, mi se pare că Daring Blue e foarte apropiat de Light Blue Forever, e cumva mai fresh, bine, și când vezi sticla, ți-e clar că e foarte apropiat. Bună! Acum, wow, dar ce program ai și tu! Wow, să ajungi aproape de 11 acasă, muncești mult. Foarte bine, Alin, fii spectator, de asta am pus și botul ăla ca să preia din munca asta, ca să oamenii care au moderatori să poată să mai relaxeze. Să știi că săptămâna asta, la vlogul săptămânal, am virat puțin lucrurile, am zis să încerc ceva nou, în sensul că nu am vrut să mai fac un challenge cu parfumuri. Am, bazându-mă un pic pe live-ul de duminică, am zis să adun câteva sfaturi de, să zic eu, de management financiar pe care le-am mai strâns de-a lungul vieții, să fac un video pe tema asta. Adică nu o să fie atât de mult legat de parfumuri, mai vorbesc și de parfumuri un pic în el, ce parfum port și în principiu cum e, dar cel mai mult voiam să fac un video în care să dau niște, hai să zicem, câteva sfaturi financiare, mai mult de economisit sau cum să te descurci un pic mai bine cu banii, plus la sfârșit, cred că în ultima zi, ceva cu o aplicație pe care să o folosești ca să-ți ai o evidență a cheltuielor și la sfârșit fix tabelul meu cu bugetul lunar ca să poți să-l folosești pe ăla dacă te ajută. Deci asta am încercat acum. Păi în principiu dacă le ținem în temperatură constantă, nu știu, adică eu le țin în biblioteca din spatele meu și nu s-a întâmplat până acum nimic, la niciunul nu s-a stricat, deci ar trebui să fie totul în regulă în principiu. Deci cât timp nu stau în soare, nu variază mult temperatura, chiar n-ar trebui să fie o problemă. Salutare, ce faci?
N-am simțit niciodată nevoia să investesc într-un frigider. Știu oameni care au făcut asta pentru că aveau parfumuri foarte scumpe și au zis, băi, e o investiție și trebuie să o protejezi. Eu, pe de altă parte, am fost tot timpul, băi, nu se strică și nu s-a întâmplat asta. Salutare! Da, am văzut că nu se mai prea găsește Aqua Atlantic, am văzut că cu întreaga gama Aqua au început să apară niște niște probleme, nu știu ce să zic, nici nu mai aș face atât de mari griji, adică sigur îi găsești un locuitor în cele din urmă, dacă nu scot Fragrance World, o clonă, ceva. Da, e foarte scump Alexandria 2, într-adevăr sunt câteva parfumuri de la Sergio care sunt foarte, foarte scumpe, ăsta fiind unul dintre ele. Salutare! L-am luat pe G de pe parfumss.ro și de persistență încă nu pot să spun mare lucru, că mi-a venit marți. L-am purtat ieri, mi s-a părut că persistă bine, doar că nu are o proiecție extrem de puternică. Practic se comportă într-un fel ca hacivat, doar că miercuri am avut o zi din asta super nebună. M-am trezit la 7 dimineața, la ora 11 eram în Olimp. Am făcut o ședință foto pe plajă care a durat vreo 2 ore, după care am condus înapoi în București și când am ajuns la birou în jur de 4, încă îl simțeam pe piele, era clar skin scent, mă, dar era încă acolo, ceea ce, na, pentru o primă încercare e bun, dar nici nasul meu nu era deloc obișnuit cu mirosul, așa că s-ar putea să fie totul exagerat, dar mi se pare că pentru un parfum atât de fresh, atât de busuiocos și de mentos, se comportă destul de bine. Așa da. Să știi că deși nu vorbesc despre asta și nu vreau să vorbesc despre asta în general pentru că știu că sunt oameni care ar prefera să mă creadă în legătură cu anumite lucruri în loc să-și facă research, dar să știi că și eu încerc în fiecare lună să investesc în mai multe aspecte, adică încerc să mai cumpăr și acțiuni, am și ceva titluri de stat, am și ceva cripto, mai am și niște fonduri mutuale, niște conturi de economie, adică știu că întotdeauna vorbesc despre câte parfumuri mi-am cumpărat, dar vreau așa cumva, bine, la asta vreau să ajute un pic și vlogul de sâmbătă, vreau să fim cumva atenți și cu banii și să nu transmit ideea că băi cheltuie tot, că parfumuri, adică sunt și alte lucruri care sunt foarte importante, zic eu. Hei, mi se pare că Imperium de la Fragrance World se comportă, adică nu e foarte puternic, pe pielea mea mi se pare că are un 3-4 ore poate de persistență, cu o proiecție bună în prima oră, cam atât, adică asta e tot și niciodată nu e foarte puternic, adică dacă vrei ceva gălăgios, nu e asta parfumul. Salutare! Deci avem așa, Watch of the Day este acest Lorus, pentru că l-am luat pe motive oarecum cromatice. Scent of the day, ce a fost Scent of the Day astăzi? A fost Martin Limitless și la un moment dat a fost și Daring Blue, imediat ce l-am primit am să hai să văd cum e și nu-mi pare rău, chiar mi se pare o clonă foarte bună, așa la prima încercare, și Coffee of the Day a fost Brazilia de la Cremosa, nu știu dacă știi ceva despre businessul cu cafea Cremosa, dar a fost un espresso Brazilia de la Cremosa și apoi am ajuns pe la Marhaba unde am băut de asemenea o cafea, am băut un, nu știu ce am băut, habar n-am, dar a fost ok. Cu plăcere, nu cred că am fost în mod real de ajutor, decât așa poate să te mai liniștesc puțin că cât timp nu le ții pe pervaz ar trebui să fie tot ok. Salutare! Să știi că și eu sunt destul de entuziasmat de Le Male Elixir pentru vremea mai rece și de-abia aștept să-l cumpăr și pe Gentleman Society. Părere Toy Boy Moschino și Scandalo de Toilet for Him to Respect. Mie Toy Boy mi se pare foarte ok parfumul, un parfum foarte
foarte ok dacă îți place trandafirul dulceac, cumva siropos, ceva ieșit din comun, clar. Am întâlnit oameni în ultimul timp care îl poartă și în vreme caldă, mi se pare cam mult, dar după cum ți-am mai spus și în vlogurile de până acum, părerea mea e oarecum irelevant, adică poartă ce-ți place. Despre scandalul de toalet, mi se pare foarte persistent, dar cam plictisitor în dorința lui de a fi doar dulce și foarte dulce, adică e un fel de caramel cu vanilie, o mirozină asta de bomboană și nimic mai mult. Dacă vrei un parfum dulce, destul de plăcut în general, de oamenii din jur, e ok, dar nu e vreo mare inovație ca parfum. Salutare Mihai, ce mă bucur să te văd aici. Salut Teo. Da, e foarte scump Alexandria 2, sunt sigur că îl mai găsești și la prețuri mai bune, dar tot e relativ scump. Salutare Ștefan. Acum, sincer, probabil că sunt și sub influența faptului că de-abia l-am încercat astăzi, dar eu zic că la 149 de lei Daring Blue e o opțiune bună de vară, adică e un Dolce & Gabbana Light Blue Forever pe care poți să-l pulverizezi din belșug pe tine. Chiar mi-a spus cineva astăzi că miros foarte bine în timp ce purtam parfumul ăsta, deci da, hai să vedem noi aici, că nu mă înșel... În legătură cu prețul. Daring Blue for Life, ce denumire nebună. Ăsta e parfum, 149,99, deci 150, nu cred că are review-uri, dar mi se pare o opțiune bună în vremea asta caldă, să-l ai cu tine, să-l pulverizezi oricând ai chef, mi se pare așa că e cam ce trebuie. Am uitat să scot pala cu donații, ok? Da, adevărul că profilul mirosului între Atlantic și Dylan Blue e un pic asemănător, dar da, poate îl găsești în Italia. Cred că sunt șanse, într-adevăr. Eu țin pumnii, să știi. Sper să-l găsești. Comanzi în seara asta clona de H24 de la Fragrance-ul de pe parfumat? Mai nu știu. Nu știu. Nici chiar nu știu ce să zic. Nu știu. Nu știu dacă să-l comand. Asta în cont. Nu știu ce să fac. Nu știu să-l comand, să nu-l comand. Nici nu știu. Nu știu dacă să-l comand, chiar nu știu dacă să-l comand și deci nu știu ce să fac. Mi-e foarte greu să mă decid dacă să-l comand sau nu știu. L-aș comanda pe de-o parte, dar pe de-altă parte l-aș comanda, da. Lămâie? Cine vrea să-i miroasă în camera lămâie? Ia, și un Tropical Forest, e cu un lămâie scump. Gata, ne oprim, da. Vedem detalii cu ăștia. Cum ar fi să-mi pun propriu cod de reducere aici, să fiu ultimul om după ce că oamenii ăștia mai trimis și parfumuri aici. Așa, hai că finalizez comanda după aia, că nu vreau să-mi țin foarte mult adresa pe ecran. Dar găsim 9pm undeva, dar să știi că îl comand clona de H24 ca să... Da. Hai să vedem. Inteligent maxim, Cristian, de altfel, hai mă, tată, mă. Preț Afnan 9PM-ul. Makeup parfumat Vivantis Notino. Mamă, ce preț are pe Notino. Ok, pe makeup pare a fi. Parfumat pare a fi, chiar cu 3 lei. Deci îl găsim pe parfumat. Și dacă îl vrei mai scump, îl găsim și pe Vivantis. Și dacă îl vrei și mai scump, îl găsim și pe Notino.
Deci da, îl găsim. Asta era ideea, că îl găsim, clar. Să vedem ce se mai întâmplă aici. Stronger With You, Freeze, mi se pare un parfum foarte interesant, că Stronger With You are căldura de Stronger With You, dar Freeze parcă e ținut la frigider și răcoritor, ceea ce mi se pare foarte interesant. Ferragamo, Ferragamo, pe pielea mea are undeva în jurul a 5 ore, poate un pic mai mult, dar în zona aia de 5 ore. Acum, când e atât de cald afară, nu se descurcă la fel de bine, adică ajunge pe la un 4. Dar în condițiile lui obișnuite, chiar e ok. 30 de mililitri, 430 de lei. Nici știu ce să zic, adică e clar că e bun, dar prețul mă refer, dar sigur e ce trebuie. Să știi că cineva mi-a zis același lucru despre Stronger With You Amber. Mi-a zis că mă întreba dacă e vreo diferență între Intensely și Amber. Deci aparent cred că toate flankerele, mai puțin Wood, că înțeleg că în Wood chiar e o urmă de Wood, sunt Stronger With You Intensely într-un fel sau altul. Miros natural de citrice. Dacă ți-e ok să fie combinate cu mentă, atunci aș zice că e ok un Torino 21, foarte ok. Altfel, citrice, miros foarte convingător. Ba da, știu, îl aduc, știu. L'Occitane Eau de Cedrat miroase atât de bine a lămâie, e o lămâie care apoi devine lemnoasă, doar că e de ăla, să-l ții cu tine, să-l reaplici constant, pentru că mirosul ăsta super convingător de lămâie, deci ai impresia că ți-ai turnat lămâie pe tine, nu stă prea mult cu tine, dar miroase senzațional. Hei, salutare, mă bucur că suntem aici cu toții. Da, l-am testat pe Erba Pura, l-am testat pe Opera, l-am testat pe Accento, toate mi se par cam prea puternice, în varianta Sergioff sunt mai ok cu ele. Cu plăcere, seara bună! În mod sigur e legit, probabil că diferă, pentru că cel din Obsentum a avut timp să se macereze. Mai dă-i câteva săptămâni acum că l-ai pulverizat un pic și s-ar putea să ajungă în punctul ăla. Plus că în Obsentum e destul de răcoare comparativ cu, nu știu cum e la tine în casă, dar s-ar putea să fie și diferența asta de temperatură care să schimbe puțin ceva. Mi se pare foarte ok cocktail intens, adică e a 475-a clonă de Angel Share, dar mi se pare că e ok, adică miroase în regulă, are o persistență de cam 5 ore pe pielea mea și prinde în linii mari ideea de Angel Share. Asta cu numărul de telefon chiar nu cred că mai e o problemă, că la un moment dat îl avem și pe TikTok și pe Instagram, deci nu e nimic. Mont Blanc individual tonic nu l-am mai comandat până la urmă. Am încercat să fiu un pic mai atent cu achizițiile și că am o nuntă săptămâna viitoare, weekendul viitor, și zic să fiu pregătit pentru ea. Sunt un pic diferite, adică nu știu exact care e povestea, dar am putea noi împreună să vedem care-i treaba? Căutasem la un moment dat. Uite aici. Deci Sergio Momo are 3 linii de parfumuri și toate sunt sub brandul Sergioff, practic. Sergioff, Suspiro și Chemi. Ok. Suspiro Erba Pura, Sergioff Erba Pura. Deci cumva Sergioff are și Suspiro,
am auzit o felul de povești, cum că Sospiro ar fi fost cumpărat de Sergio. Ideea e că sunt aceleași lucruri, dar bănuiesc că au păstrat în continuare denumirea de Sergio, pentru, de Sospiro, pentru că mulți oameni erau obișnuiți cu fix cu titlul ăsta de Sospiro și ar fi pierdut aiurea din clienți dacă făceau tranziție imediat. Nu e așa? Nu e așa că asta, comentariul ăsta mi se pare că e în aceeași categorie cu, cu băiatul care îmi spunea acum câteva săptămâni că ar trebui să investesc mai mult în parfumuri. Acum, în principiu, ce zici tu are sens, doar că eu sunt de părere că nu pot să cumpăr un parfum de la Sospiro și unul de la Sergio și să fac această comparație. Pentru că e destul de costisitor. Dar sper să ajung în punctul în care să primesc genul ăsta de mesaj și să zic da, sigur, acum, dau acum comand. Ok, deci s-a părut ăsta. S-a părut fain. Nice. Eu n-am apucat să le încerc. Sincer, nici nu mă prea atrag toate flankerele. Deja m-am obosit cu atâtea flankere. Da, Fortinot l-am încercat. Mi se pare drăguț. Era a doua mea opțiune după Torino 21. Doar că Torino 21 e mai pe gustul meu de mentă citrică. Dacă te referi la, dacă te referi la Leomal Elixir, doamne, cât e de cald, trebuie să pornesc puțin aerul că mor aici. Da, l-am încercat, e dulce, plăcut, mi se pare mai bun decât Scandal, de exemplu, dar tot mi se pare bun de vreme mai rece. Ok, sună foarte promițător. Oare aerul bate acum fix în microfon? Acum probabil că nu mai bate. Da, îmi place mult când e de cald. Salutare! Pentru mine, până acum, cel puțin, bine, e drept că de la ei am și cele mai multe parfumuri, ar fi parfum de Marley. Mi se pare că au treaba asta, că fac parfumuri de nișă, care nu sunt neapărat artistice, sunt comerciale, sunt menite să fie folosite de oameni. Chiar abuzate. Și a doua casă de nișă pe care o prefer eu, bine, acolo intervine mult și prețul, e Mancera. N-am o oră stabilită, probabil că până pe la 12 și un sfert, 12 și jumătate, văd și eu cât de ok sunt cu starea, cât de bine pot să leg cuvinte și lucruri de genul ăsta. Ok, Coco, nice! Mă bucur că mai comandă lumea de pe Coco și că nu-s doar eu nebun. Mie mi se par bune, cel de erba pura, pe cel de erba pura l-am evitat cât am putut. Cel de Naxos mi se pare destul de bun, adică nu te gândi că o să primești aceeași calitate ca Naxos, dar în linii mari e în direcția aia. N-am fost niciodată de atras de el, l-am mirosit odată, mi s-a părut drăguț, miroase cam mai Invictus Aqua 2016, doar că avea persistență mai bună. Nu se mai găsește, de obicei e cam scump. Ok parfumul, dar dacă nu-ți place profilul de Invictus, nu o să fie genul tău de parfum niciodată. Dacă Stronger With You Leather e ca Intensely, 24 Hours Majestic ar fi o clonă de Intensely. Bună treabă, cred că trebuie să-l încerc pe 24 Hours Majestic să-ți pun o părere. N-am apucat pur și simplu. Pentru că e destul de scump și pentru că îmi dau seama în același timp că ar fi o investiție, e o investiție mare pe care aș recupera-o în destul de mult timp dacă aș recupera-o. Și plus că e destul de greu să găsești un parfumier care să rezonezi, ca el să înțeleagă ideile tale. Adică e un lucru pe care sper la un moment dat să pot să-l fac, dar n-aș vrea să-l fac acum să fie foarte grăbit. Să combin light blue și un parfum cu mult ud. Sigur, îl combin pe light blue cu haltan, dacă vrei. Light blue forever sau light blue normal? Nu, cred că mă sună nimeni, că nu e prima oară când îmi arăt adresa și telefonul într-un live, deci nu cred că-s probleme.
Așa, 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 adică în primele 45 de minute se simt un pic în jur, dar nu te aștepta la nimic senzațional de la el. Ce parfum îți recomand pentru perioada asta care să fie și la un preț accesibil? Probabil că sunt sub influența unui aspect, dar Daring Blue for Life îl găsești la parfumat cu 150 de lei. Probabil că după 3 ore trebuie să-l reaplici, dar e bun, miroase a grapefruit, am mult grapefruit. Uite, vezi? Adrian știe chestii. Mă așteptam să știi. Deci, Sospira a fost mereu deținut de Sergio și acum l-au rebranduit și mi se pare că de când au făcut trecerea cel puțin la Erba Pura de la Sergio la, de la Sospiro la Sergio, l-au făcut și mai purtabil așa, mai fructat, mai plăcut. L-am mirosit odată, mi s-a părut ok, un parfum foarte ok, un mod bun de interpretare al pielii, dar nu suficient încât să vreau să-l au. Adică îmi plac parfumurile cu piele, dar parcă nu vreau să am atât de multe. Dar l-am încercat, e drăguț, e cumva, mi se pare că e în stilul lui Chanel Allure Homme Sport, genul ăla, și mi se pare foarte interesant. Nici eu nu cred asta, într-adevăr. E și... Să știi că e și entuziasmul ăla. Că... Îl miroși prima oară și ești așa surprins de mirosul ăsta. Creierul tău nu știe ce să fac cu informația. Doar deja îl știai, știi, și se întâmplă asta. Plus că... E și momentul, sunt multe lucruri. Simțul mirosului e cel mai puternic simț asociat cu memoria. De asta, de exemplu, dacă înveți pentru un examen și miroși un parfum și miroși același parfum la examen, o să-ți amintești foarte bine ce învățai în momentul respectiv, așa ca o paranteză. Ideea e că depinde și de stare, depinde de starea ta, depinde foarte multe lucruri. Dar da, se întâmplă și mie mi s-a întâmplat de multe ori treaba aceasta. Și eu zic că ar trebui să merg într-o vacanță cu Ralu. Dar urmează că iau cu mine la nuntă și stăm, oricum stăm de vineri până luni, adică nu e doar așa pe fugă. Cel normal. Am o intens, dar ok, imediat. Doamne, ce bine miroase Nishan EG. I love it. Și acum avem pe o mână Haltan. În caz că se întreabă cineva dacă sunt oameni care se parfumează înainte să doarmă, joi când fac live eu, da. Doamne, cât de bine miroase Haltan chiar și în temperaturile astea. Udul ăsta cu praline e... Momentan simt doar Haltan, să știi. Nu se simte aproape deloc pornirea fresh. Nope, nu l-am încercat încă. Un parfum cu note acvatice persistent. Era la un moment dat Bulgaria cu Atlantic, dar văd că nu se mai găsește. Mi-e destul de greu să zic unul acvatic și persistent. Cumva mi se pare că Dolce & Gabbana Light Blue O Intense poate să facă asta. Dar unii oameni zic că nu mai e atât de persistent acum. Ce mai e persistent cu note acvatice? Dacă mai știe cineva, poate să scrie în chat. Ce părere am de la Nuit de L'Homme? Mi se pare un parfum foarte plăcut ca miros, o explozie florală efervescentă cu cardamom, dar de pe mine dispare în cam 3 ore, ceea ce mi se pare destul de nesatisfăcător. Nu l-am încercat pe Beeman, am auzit că e ok, dar nu știu. Ok, hai să ne organizăm pentru duminică. Poți să intri pe serverul de Discord și acolo există o categorie colecții unde pune lumea poze și ne uităm la toate duminica asta. Asta facem duminică. Da, au destul de multe parfumuri, au și niște Fragrance World, au și Marhaba, au și parfumurile Eter, mai au și niște Latafa și din astea. Singurul lucru pe care trebuie să-l știi e să
îți faci programare, adică să suni înainte, să te asiguri că e cineva acolo, că poți să te duci în showroom să încerci parfumuri, dar trebuie să te programezi înainte. Și așa că o informație din interior, pentru unele parfumuri vor să mai renunțe la stocuri, la testere de fapt, și o să vândă testerele pe care le mai au pe rafturi la prețuri mai mici, deci s-ar putea ca săptămâna viitoare și online să găsești niște oferte interesante la ei. Bad Boy cu Aqua Sextius, normal că pot. De asemenea, Haltan cu Light Blue, miroase ca Haltan, ușor sărat. Și pe mâna cealaltă l-avem pe Bad Boy și cu mirosul acesta de napolitană și cu Aqua Sextius. Nu era nevoie să dau două Aqua Sextius, oricum Aqua Sextius acoperă. Interesant ce se întâmplă, un Aqua Sextius cu napolitane. Ok, Zoologist Squid e Dark Aquatic, dar s-ar putea să ridice niște probleme fiind zoologist. Dacă prefer parfumurile de nișă sau designer, sincer, depinde de la parfum la parfum. N-am o preferință anume, îmi plac și unele parfumuri arabești, îmi plac și, bine, cred că s-a văzut în video colecția, că am și foarte multe, îmi plac și clonele, deci există parfumuri de designer care mi se par foarte bune, există parfumuri de nișă, în principiu nu îmi cumpăr doar de un anumit fel și nu, criteriul nu e să fie doar designer sau de nișă. Un parfum de vară masculin. Nu știu, Bleu de Chanel poate sau... Mont Blanc Legend Eau de Parfum, mi se pare că mi-era să fixa bărbat după ce și-a făcut duș. Nu i-am extras, dar bine că mi-ai zis că putem face asta fix, da, fix, da, fix, da, fix, acum. Hai să extragem 3 câștigători. Ce zici? YouTube random comment picker. Da, na, 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 na. Voiam să fac astăzi, dar am uitat complet. Să vedem. Sper să câștige băiatul ăla care mi-a zis că fac reclamă la toate mizerile de parfumuri și... Da, voiam să vorbim și despre asta imediat după ce... După ce fac asta, îți voi spune despre ce e vorba. Videos... Let's go. Filter duplicate users. Wow, cât fac 5 plus 9? Da, se vede aici ce fac, se vede. Păi și erau mai mult de 500 comentarii, vine greu să cred. Băi, vorbești serios că au fost mai mult de 500 comentarii pe bune? Add extra entries, nu, number of winners. Oh, băi, what? Pot să cred că erau mai mult de 500 comentarii. Mount of Unix comments 72. Ah, m-am panicat eu de prost ce sunt. Are sens. Asta era video, totuși. Că n-aș vrea să... Colecția mea de parfumuri arabești. Aia e 72 de comentarii. Îmi cer scuze pentru acest moment de panică. Mi se mai întâmplă. Ia să vedem. Raffle pick winners. Să vedem cine-i primul, cine-i primul, cine-i primul. Andrew 1310 a câștigat unul sau... două parfumuri arabești din colecția mea. Deci, Andrew 1310, dacă ești aici, să știi că ai câștigat ai câștigat niște parfum. Și cred că aș putea de asemenea
să-i și scriu ca să fie bine. Andrew 1310. Bine, presupunând că îl găsesc aici. Ar fi fost mult mai ușor dacă s-ar fi uitat el la acest live și mi-ar fi zis că e ok. Bine, știi ce? Pe de altă parte am să notez eu pe o foaie că sunt old school câștigătorii și o să pun o postare să anunță, da? Pentru că ne petrecem foarte mult timp aici și poate tu n-ai vrea să mă vezi cum mă uit ca ultimul boomer la chestii. Deci avem un Andrew 1310. Hai să mai extragem pe cineva. Pick another winner. Dar. Bravo, Victor. Bravo, Victor. Știu că tu ești, că te-am văzut mai devreme, dar ca idee ai câștigat și tu. Sper să nu vă supărați că mă voi ocupa de trimiterea coletelor de-abia de luni, pentru că azi e joi, de fapt. Și încă un câștigător. Hai să vedem al treilea câștigător. Cine este? Mihail cu 2 de L. Felicitări, domnilor, voi anunța și într-o postare pe YouTube, dar ați câștigat niște parfumuri arbești de la mine. Nu știu exact câte, dar cel puțin unul sigur va fi. Și acum să continuăm cu programul. E, și tu acum mă crezi super deștept. No. Salutare. E, și tu acum. Hai că n-a fost, dar mai facem. Nu te uita. Nu-ți face griji. Da, e foarte frustrantă treaba asta. Știu cum e. Mi se pare că nu e verde, adică denumirea mă făcea să mă gândesc la un parfum verzui, e piele. E un parfum foarte ok cu piele, dar trebuie să-ți placă nota de piele. E o piele destul de animalică, mecanică, în sensul de mecanică auto sau ceva, chiar ok. Bad Boy cu Aqua Sextius. S-a transformat în Aqua Sextius cu o ușoară pornire de napolitană. Și Haltan cu Light Blue Intense e aproape numai Haltan ușor sărat. Ce pe Demeuram, îl am pe Haltan, îl am pe Calan, îl am pe Greenlee, îl am pe Leighton, îl am pe Wajan și atât. Astea sunt pe Demeurile mele. Vrea cineva să-i facă acestui om cadou un ter Dermes de 50 de mililitri, măcar și pe bani? Că eu n-am, dar... Felicitări câștigătorilor, într-adevăr. Am Kenzo Homo de Parfum. Am Kenzo Homo de Toilet Intens. Și am... Kenzo Aqua, dar pe Omo de Parfum nu cred că l-am.
în continuare nu-i preferința mea, dar sunt mai prieten cu el, știi, mi-am înfruntat frica. Dar vreau să zic că în continuare nu e un parfum pe care l-aș alege de, pentru cei din jur, pe care am constatat totuși că nu i-am deranjat, deci e ok. Rasasi Fatan mi se pare foarte bun, e un fel de Terdermes ușor mai sintetic, dar e atât de mare diferența de preț încât nu te-ar deranja asta. Chiar e un parfum bun, l-am vândut unui prieten. Îi plăcea foarte mult, ăsta a fost și motivul și bine, l-am vândut și l-am dat pe cât dădusem pe el, mai puțin cred, nu știu. Și voiam să zic și în live-ul ăsta, de fapt nu era neapărat asta tema live-ului, dar am să aduc în discuție. Că anul ăsta n-am mai făcut video ăla cu ce bani câștig, de unde câștig bani și ce mai fac eu, dar m-am gândit că pot să zic într-un live. Că probabil dacă nu m-ai văzut, sunt mari șansele să mă vezi în curând. În niște reclame de la Rashid, da, încerc să fiu următorul Victor Slav, o să mă vezi în niște reclame de la eFragrances, o să mă vezi în niște reclame de la Mirage, o să mă vezi în niște reclame de la îmbrăcămintesimplă.ro și din câte știu eu cam astea-s toate. Reclame însemnând că ei... mi-au trimis, exceptând îmbrăcăminte simplă, care mi-au trimis tricouri pe care să le încerc, să văd ce părere am despre ele, să fac video despre ele dacă îmi plac, mi-au trimis parfumuri și mi-au zis, băi, vorbește și despre parfumurile astea și noi pormă să facem din ele ad-uri. Mai puțin la Mirage, la Mirage chiar mă rugase Florin să-i dau voie să folosească dintr-un clip de-al meu în care vorbeam de Fougère porțiunea aia să o promoveze și am zis, băi, nu, stai liniștit că-s mai bine să fac eu altul ca să aibă un început și un sfârșit, să fie coerent. Am zis că, na, am văzut că unii oameni, nu mulți cei drept, dar mai au de asta. Oh, păi încep să vorbești despre parfumă de la Rashid, 80 de lei, da. De când mă știu vorbesc despre orice parfum și dacă o să încerc de la cineva niște parfumuri și vrea să-mi plătească că-i fac un clip strict pe parfumul ăla și nu ce vreau eu să fac în momentul ăla pentru mine, pentru YouTube, nu mi se pare greșit. Dar am zis că de dragul transparenței și pentru că ar fi corect să-ți spun în live-ul ăsta ce o să vezi, de ce o să vezi, în caz că te-ar lua prin surprindere altfel. Nu cred să se întâmple să te ia prin surprindere, dar am să-ți spun. Mi se pare foarte bun, foarte bun târgul ăsta. Are undeva pe la 5 ore pe pielea mea, cam așa stă. Posibil mai bine, dar nu în temperaturile astea. Las că îi trimit eu. Îi trimit eu, nu-ți face griji. Doar Alin, adu-mi aminte să-ți trimit, să-ți trimit. Și să-mi zici ce mai vrei din colecția mea, că vreau să cumpăr niște decanturi și să mai trimit. Ăsta este serverul de Discord. Mulțumesc mult, George. Mersi tare mult. Mă bucur că pot să fiu inspirație. Sper că nu sunt o... Sper că nu ping la cheltuielile, asta e ideea, și sper să-mi spăl puțin păcatele, că știu că sunt oameni care mi-au mai zis că băi, eu aveam două parfumuri și acum am 50. Sper să-mi spăl puțin păcatele cu video-ul de sâmbătă, ăla în care dau și niște sfaturi despre cum să economisești bani sau să te scurgi mai bine cu banii. Îmi doresc asta să fie. Aia zic. Și m-am gândit, să știi, chiar m-am gândit când am primit comentariul ăsta, că de obicei am un răspuns emoțional foarte ciudat la chestii de astea, mă gândesc, bă, și am început să mă gândesc, bă, dar de ce am eu o problemă cu asta? Adică eu fac video-ul ăla, îmi spun în el părerea, ok, evident că n-am luat niciun parfum să zic, bă, asta e o mizerie, dar nici n-am zis în video-urile alea vreodată, ai ceva senzațional, cumpără-ți-l, adică am zis, bă, uite, parfumul e așa, se potrivește așa, mie îmi place, evident, n-am zis că nu-mi place, dar rest... N-am primit un scenariu, despre asta e vorba, știi? Și eram, bă, dar de ce mă deranjează atât de mult? Și mă deranjează pentru că mi-am dat seama că probabil nu numai eu sufăr de asta, dar am așa o de asta că trebuie să te chinui. Adică dacă vine cineva și îți oferă bani pentru ceva ce oricum faci, și nu e ok, știi că... Și m-am gândit că atât timp cât pe YouTube aici lucrurile rămân așa,
dacă fac eu niște reclame care sunt folosite de alți oameni, nu văd de ce ar fi o problemă, știi? Adică o problemă ar fi să vin să încep să-ți vorbesc despre parfumuri și să fiu plătit să zic de ele că-s bune, mă gândesc, și să nici măcar nu marchez asta în vreun fel, adică, na, nu știu, mă gândesc. Parfumul preferat din linia Givenchy Gentleman, e foarte greu, sunt foarte îndrăgostit de Gentleman Society acum, dar cred că ar fi Eau de Parfum Boisé, altfel, îmi place foarte mult Eau de Parfum Boisé. Mulțumesc mult! Așa, ca un avertisment, știu că oamenii de la Rashid investesc foarte mult în promovare, așa că e foarte posibil la un moment dat, într-un interval foarte scurt, să mă vezi în foarte multe clipuri. Doar zic, te avertizez. Da, dați cu ură în butonul de like, cum zice Mihai aici. Mulțumesc mult! Da? Deci îți place Stronger With You Leather și nu ți se pare că miroase ca Intensely, nu? Mulțumesc tare mult! Măi, eu nu vreau să iau asta lui Jeremy, te rog eu, hai să nu. Al doilea, după Jeremy, vreau după Jeremy. Vreau ca Jeremy să rămână în continuare numărul 1, The Fragrance Icon. Te rog. Cred că dacă ajungi pe locul întâi, încep să ai porniri la fel ca el, știi, să umbli în chiloți albi, chestii din asta. O... parfum cu care să mă dau... parfum cu care să mă dau când dorm. Wow, bună întrebare. Sincer, m-aș da cu ceva lejer, pur și simplu pentru că un miros foarte puternic m-ar deranja când dorm. Adică m-aș da cu un Killian Vodka on the Rocks sau cu Marhaba Addiction, care e inspirat din el. M-aș da cu Eau de Cedrat, care iar mi se pare opțiune bună. M-aș da ceva cu ceva așa foarte prăcuritor și lejer. Nu lucruri complicate. Să mă dau cu parfum de cameră. Asta zici tu, să mă dau cu parfum de cameră, asta zici tu. Cu parfum de cameră, zici tu. Tu crezi că eu am să mă dau cu parfum de cameră? Pentru că mi-ai lăsat un comentariu aici că o să... crezi că... crezi că o să iau acest Eiffel de pepene galben, o să scot un bețișor de aici și o să mă dau cu el așa pe piele. Așa, asta crezi tu că o să fac, nu? Asta ți închipui tu că o să se întâmple aici, că o să fac eu asta. Ei bine, ok, nu mă dau totuși cu mult, că țin mult la odorizantul ăsta și miroase foarte bine în casă. Deci da, dacă îți dorești un odorizant super tare de cameră, Eiffelul de pepene galben mi se pare exact ce trebuie. Dacă îți place mirosul de pepene galben. Pe piele. S-a cerut Haltan cu Sergio Torino 21. Da, probabil că asta e o combinație mai reușită în contextul în care s-ar echilibra cumva. Deci avem Haltan cu Sergio Torino 21, care l-am dat pe lângă în prima fază. Da, deja se simt mult mai mult citricele și menta. Nice, acum nu se simte Haltan deocamdată. Eu noi de somn miros așa cu nasul pulverizatorul de Dolce & Gabbana The One Eau de Parfum, o stare foarte bună. Uite, deci pentru el The One Eau de Parfum ar fi un parfum bun de dormit, ceea ce mi se pare interesant. Oricum când termin live-ul intenționat să-mi fac un duș, de asta am și făcut asta, că nu voiam să fac în mod normal treaba asta. Asta încerc să-l fac pe Jeremy mândru, că în rest mi se pare că am atins ce era de atins de acum, na. One on the left, one on the right. M-am trezit într-o dimineață, deci nu pot să cred, m-am trezit într-o dimineață, nu știu la ce mă uitasem, cred că fusese după live-ul ăla în care am văzut multe video-uri cu Jeremy și făceam duș și eram one on the left. Și eram, ce cânt aici? Până să aminte, eram ok, e treabă bună.
apucat să-mi iau Diorom, dar după atâta hype cu Diorom intens, l-ai lăsat și pe ăla. Și care ți se pare, adică nu neapărat care ți se pare mai bun, dar care ți se pare mai special cumva? Craft! Nu, n-am apucat să-l încep încă. Și nici să comand de la Safir n-am apucat. Ambele sunt în plan. Da, uneori lucrurile nu se mișcă atât de repede pentru mine, dar nu știu dacă ai observat, dar săptămâna asta nici nu am apucat să pun video astăzi, așa au fost lucrurile. Am pus pe ăla de luncă, l-aveam pregătit și mă chinui la ăla de sâmbătă și astăzi n-am avut nicio șansă să termin nimic. Oricum, e foarte posibil ca în viitorul apropiat să încep să postez un pic mai puțin. Adică asta însemnând să rămân cu un video de parfumuri pe săptămână și vlogul săptămânal care să fie sau nu cu parfumuri plus live-urile. Că nu prea mai reușesc să editez al doilea video. Ba să știi că eu mai uit lucruri, dar încerc să-mi amintesc și na. Hai să mă uit la Mont Blanc Individual Tonic. Mă uit. Cum să nu mă uit? Uite de ce suntem aici. Ca să mă uit eu să-mi dau cu părerea despre lucruri. Mamă, miros efectiv a tot. Dar Haltan cu Torino 21 e o idee foarte bună. Ia să vedem pe Mont Blanc Individual Tonic. Aromatic, woody, fresh, spicy, mossy, earthy. Îmi place că e mossy. Deci avem așa, hai să vedem, wow, ce de note. Ok, e foarte mult mușchi de stejar. Posibil că asta să fie deranjant pentru unii oameni, cred că mie mi-ar plăcea. E nupăr, rozmarin, mușcată, lemn de santal, un pic de ananas undeva care nu se simte, un pic de zmeură, ok. Asta cu minus 1 mă încurcă un pic. Pare interesant, ok, mă așteptam să fie moderat. Seamănă cu Dolce & Gabbana Cheo de parfum conform 6 persoane. Gentle Fluid Silver, nice! Had the same juice. Pare interesant, nu pot să-mi dau seama foarte mult din note, dar văd că și părerile sunt destul de împărțite și da, de asemenea mi-am cumpărat această pernuță, că scaunul meu ergonomic nu e atât de ergonomic încât să-mi susțină bine gâtul, așa că mi-am mai cumpărat eu o pernuță de asta, deci pun aia care au mulți bani în X5, eu am vrut să-mi o pun pe scaunul de acasă și s-a întâmplat asta acum și sunt foarte încântat de ea, de-abia am luat-o azi, super, super ok. Cât despre parfum, pare interesant, nu-mi dau seama cât ar fi de bun, dar pare să fie în stilul Mont Blanc, ok. Nu știu, aș vrea să încerc... Ce aș vrea să încerc? Am uitat cum se numește, dai să-l caut. Bine, am uitat pentru că se numește Cuhuyan. Pe Cuhuyan mă gândeam să-l încerc. Și Darli mi se pare interesant. Și în mod sigur vreau să-mi iau în perioada rece următoare, vreau să-l iau pe Carlisle. Cel mai fructat mi se pare că este... Abercrombie & Fitch First Instinct, mie miroase efectiv a platou cu fructe tropicale, are o persistență de 3-4 ore, ceea ce nu e fantastic, dar miroase atât de bine încât mi se pare super, super ok. N-am nimic foarte clar, am multe idei notate într-un to-do list, dar nu știu nimic clar ce o să fac, am... Sper să reușesc, am închiriat un studio pentru weekendul ăsta și vreau să fac două videouri, un haul
de la Dubai Collection cu Raluca și vreau să mai fac unul cu rating de parfumuri. Sigur vreau să mai fac unul cu parfum ieftin sau parfum scump pe nevăzute. Aș vrea să mai fac un video în care să compar direct un parfum cu clona lui, tot așa pe nevăzute, și să-mi spună diversi oameni dacă li se pare că e mai bun unul sau celălalt, fără să știe care e original sau clona, și văd ce idei o să mai vină. Cum e magma în 35 de grade? Aproape pe eventul. Așa mult? Mă bucur mult să aud asta, că chiar mă bucur mult, ce o să-i spun și Raluca, eu o să fie super încântată. Mă bucur să aud că îți place atât de mult magma, adică sunt onorat să spun asta, să-mi spui că ar putea să se apropie măcar și ca idee să detroneze Priveu, că știu că îți place Priveu mult. Am un Lorus, nu știu exact cum se numește modelul, că Lorus nu le dau un nume din ăsta de cod, dar așa arată, îl cam găsești și pe Mag și în orice B&B shop și dacă ar focaliza chiar ar fi tare. Da, bine, hai că dacă e, mai bine îl caut eu pe Mag. Hai să vedem. Practic ăsta este modelul. Doar că al meu e cu albastru și ăsta e cu verde. Da, e fix aceeași treabă. Bine, nu chiar, că al meu are niște striații pe... Stai să mai caut, că am sărit prea repede la o concluzie. Dacă nu mă înșel, Lorus sau mecanisme de la Seiko, ăsta fiind și unul dintre motivele pentru care îmi plac. Și în magazin nu se găsea asta când l-am luat pe al meu, că mi-l luam pe ăsta fără să stau pe gânduri. Îmi place mult combinația de albastru cu portocaliu. Bine, problema e că toate se numesc RT-366 JUX, deci dacă scrii cronograf Lorus, nu știu dacă scrii și albastru. Bine, o căutare în engleză s-ar putea să te ajute mai repede, dar m-am gândit că aici găsim și magazine din România. Uite, varianta cu roșu. Ăsta e fix ca al meu, doar că e cu roșu. Bine. Înțelege, e același model, dar diferă doar culorile, adică are inclusiv striațiile astea aici pe bezel, pe bezea. Da, mi-e foarte greu să spun exact care e modelul, că nici eu nu știu. Noapte bună, somn ușor și ne vedem duminică, poate. Mă întreb pentru tine... Aș zice Oppenheimer, că sunt și fan Christopher Nolan, dar în același timp cred că și Barbie e destul de amuzant, adică cred că e ok. N-am decât mostre de la MFK, nu m-a convins nimic să-mi iau o sticlă întreagă până acum. Salutare! Diferă de la parfum la parfum, unele au performanțe bune, unele mai puțin, dar să știi că unele m-au surprins plăcut. Parfum de buget All Season, poate Versace Dylan Blue, dacă vrei ceva mai de buget ai putea să te duci spre Lacoste Match Point Eau de Parfum. Cea mai bună clonă de Grand Soir mi se pare mie că este Nordstag 9, mi se pare că și persistă foarte bine și miroase și foarte asemănător.
Și așa. Deci cum ziceam, Nord Stack 9 nu e nici cel mai ieftin, e de spus, dar mie mi se pare că e foarte persistent și mirosul e destul de apropiat de materialul sursă. Ce mă bucur de treaba asta, chiar mă bucur că vă plac parfumurile astea, mă bucur mult că vă bucurați de ele, nu știu, dar folosiți-le mult că vă trimitem altele, e ok, pur și simplu bucurați-vă de ele, ne bucură foarte mult feedback-ul ăsta pozitiv, să știi, evident. Îmi place să spun lucruri de astea care sunt super evidente. N-am în plan un Rolex, nici nu... Îmi plac ceasurile, dar nu țin neapărat, adică nu știu dacă aș avea brusc foarte mulți bani, nu știu dacă m-aș lua fix Rolex. Cred că aș încerca alte branduri, adică cred că m-aș duce mai degrabă spre un Omega. Cumva... Mi se pare că Rolex-ul e mai degrabă un simbol de ceva decât faptul că, nu știu, adică mi-ar plăcea, nu zic nu, dar n-ar fi o prioritate pentru mine. Posibil, da, să fie și Miota, într-adevăr. Davidoff Cool Water Wave mi se pare cel mai reușit ca miros. Îmi place cel mai mult ca miros, ca persistență e cam Cool Water, adică nu foarte... Nu foarte persistent. Ciclone am încercat la Dubai Collection care m-au surprins. Să știi că în afară de Neuf, care e foarte surprinzător, ce am mai încercat eu de aici și mi-a plăcut... Probabil că trebuie să mă uit la toate parfumurile. Uite, mi-a plăcut Vibrant Vetiver Delight mult. E inspirat din Baldafric. Foarte ok. Ce mai... Am într-o cutie o clonă de Creed, l-am pe ăsta, pe Infinity Absolut, nu l-am testat încă. Oud Royal, mi-a plăcut și el, încă îmi place că îl mai am. Se pare foarte reușit. De la Frederic Malle, Identity Wood Crescent. Senzațional, un wood cu zmeură, foarte reușit. Mai era unul de la, cum îi cheamă pe băieții, Van Cleef & Arpels, foarte, foarte ok, ăsta Moonlight Patchouli. Astea sunt câteva dintre parfumurile de la ei care chiar m-au surprins plăcut. Montal mi se pare o casă foarte bună, foarte bună de parfumuri de nișe, entry level. Multe au o persistență foarte bună, dacă trebuie să fii atent că au atât de multe parfumuri că te pierzi printre ele. Eu am vreo 5-6, nu mai multe, și chiar și așa am dat rateu, mi-am comandat Blind & Brun de Suera și am regretat mult decizia asta. Cea mai bună cred că este... Fragrance World Starman. Asta mi se pare mie. Să știi că sunt foarte... Sunt bine... Nu știu cum să explic. Adică sunt obosit pentru că ieri am stat treaz vreo 18 ore sau ceva. Am avut multă treabă. Dar sunt în punctul ăla în care fac o mulțime de lucruri și mă bucur că fac o mulțime de lucruri. Simt că se mișcă cumva lucrurile pentru mine, dar nu apuc să... Adică cumva trebuie să renunț la edita un clip sau a face chestii de genul ăsta, lucruri care mă cam deranjează cumva. Dar pe total sunt bine, obosit, dar bine, ajung și la sală, e tot o regulă. Dacă și mâncam ok, cred că puteam să spun că sunt bine cu tot. Am încercat câteva parfumuri de la... Am concentrarea cu vara limită. Am încercat câteva de la Trussardi. Trussardi Riflesso îmi place mult. Am Trussardi Uomo The Red, Trussardi Uomo, Trussardi My Land. Ce n-am încercat, adică chiar am mirosit câteva, gama aceea La Vie de Milano, alea cu capul ăla de ogar, acelea n-am avut. În principiu mi se pare că Trussardi sunt niște parfumuri foarte ok, foarte ușor de purtat, dar nu neapărat cele mai persistente parfumuri. Care e un parfum dulce de vară, mi se pare că așa, dacă vrei, ai putea să-l porți pe
Prada Luna Rosa Sport, să zicem, mi se pare că are ceva care îi permite să fie purtat vara. Salutare! Voiam să zic vizionare plăcută, voiam să zic de fapt lectură plăcută. Sper să-ți placă, e o carte destul de grea din modul de exprimare al autorului. Eu, de exemplu, The Walking Dead n-am văzut, The Boys am văzut și îmi place. E drept că sezonul 3 nu l-am terminat, cumva mi-am pierdut un pic interesul la un moment dat. Dar The Boys mi se pare serialul mai interesant. E foarte tare ideea lui The Boys, că e asta cu corporatizarea supereroilor, ceea ce mi s-a părut wow. Mă bucur că îți place și mi se pare ok, perna asta ajută mult cu suportul pentru gât, în rest n-am nimic să-i reproșez și dacă lași pe spate, mamă, dacă lași pe spate, într-o seară am terminat de editat ceva și l-am pus să-l export, m-am lăsat un pic pe spate pe scaun și am adormit, deci e atât de comod. Gangs of London n-am văzut, interesant, vreau să văd și eu care e treaba. Nu există că suntem datori, nimeni nu suntem datori la nimeni, da? Suntem ok. Merge Tom Ford Bitter Peach vara, depinde de toleranța ta la dulce, e o combinație de piersică cu rom, cu condimente, Sergio, ferba pura, pe de altă parte o explozie de fructe, în varianta Sergio nu e la fel de nebunitor de dulce, așa că dintre cele două posibil să meargă un pic mai bine Sergio ferba pura, nu mă aștept să zic vreodată asta. Mie mi se pare că da, mi se pare că Opera e un parfum care într-adevăr este unisex și pe care poate să-l poarte și un bărbat. Mi se pare ok, foarte persistent, foarte dulce, îl văd mai ok în vremea rece, de asta nici nu l-am, dar un parfum ok per total. Bun, Asad, mi se pare cea mai reușită clonă de Sauvage Elixir, pentru prețul acel puțin. Ce părere am despre Ultramal? Mi se pare un parfum bun, doar că multă lume spune că în momentul ăsta nu mai e la fel de persistent, deci asta ar putea să fie o potențială problemă, dar pe total mi se pare foarte bun, dulceag, pară, scorțișoară, vanilie, nice, nice, nice. Mi-am dat seama că nu ți-am mai amintit că un like ajută mult aici, facem să fie bine și frumos, deci că poți dai un like acestui live, ar fi ok. Aparent like-urile ajută ca video să fie distribuit mai mult. Bine, nu doar like-urile, cât și timpul petrecut efectiv pe live și asta se întâmplă și la videourile normale. Exact la asta mă gândeam și eu și exact așa facem între 12 și 12 și un sfert, o să 12 în 2 minute, deci 12 și un sfert încheiem live-ul. Vlogul săptămânii, să port parfum urmat de la designer care încă se află în viață. Ok, pare interesant. Păi, cred că singura variantă, și asta cred că e o variantă pentru toată lumea, ar fi să te duci după ce găsești câteva parfumuri care... După ce găsești câteva parfumuri care ți se par interesante, să zicem în videourile mele sau ale oricui, să te duci să miroși, să-ți formezi o părere despre ce parfum îți place ție, că sunt sigur că îți plac anumite mirosuri mai mult decât altele, nu o să mergi numai pe hype. Deci asta e ideea, singura variantă e să miroși, să vezi ce îți place ție, ce rezonează cu tine. Părere Versace Eros la Lengel? Păi nu facem noi. Da, îl întrebăm altceva, nu neapărat părere Versace Eros. A pus ceva nou? Băi, știi ce? Ia, hai să ne uităm și noi la Coco, pe bune. Trebuie să-l susținem pe Coco, mi se pare foarte important să-l susținem pe Coco, că și el dedică foarte mult pe treaba asta.
Și ar fi frumos să ne uităm la clipurile lui și să-l ajutăm cu view-urile, că își dedică mult timp, face videouri foarte informative, sincer, în ceea ce privește informații despre parfumuri, mi se pare că intră mult mai în detaliu decât mine și de asta zic că ar fi frumos să-l urmărim puțin. De asemenea, era ok dacă ți arătam că voiam să dau play la clipul lui, în care a făcut un haul frumos de la Dubai Collection. Lucru pe care l-am făcut și eu, doar că eu n-am deschis încă cutia, mă păstrez pentru sâmbătă când mergem la studio. Eu și Cura Luca. Dubai. Și collection. Cred că ar fi super frumos să venim aici să-i dăm și noi niște like-uri la video ăsta. Deci dacă n-ai făcut-o, vino și dă-i... Și nu vreau să pierd vremea pentru că... Dă-i un like lui Coco. Spontan, mai ales când ne arăta cuțitul ăla așa. Filmez, eu zic că ar fi ok. Ultimele achiziții de la Dubai Collection. Aici am cuțit. Da? Deci zic și eu să-l susținem. Haideți să-l susținem pe Coco. Vreau să fac hashtag să-l susținem pe Coco. Nu mai știu ce am vrut să zic, dar să începem cu unboxing-ul, zic. Am desfăcut cutia Martin, Martin. Transport, am dat-o la parte. Martin, Martin. M-am speriat că are un Martin, Martin. Aici am cutiile originale. Este vorba despre trei parfumuri. Vă dau spoiler. Cuțitul. În primul rând este vorba despre care să filmez. În realitate, face foarte asta e... Mie... Acest Le Beau Le Parfum, dacă nu mă înșel ca miros, parcă, sau flacon, sau, cum vreți voi să-i spuneți, sau poate, nu, nu știu, oricum arată bine. Deci, dă-mi și noi un like lui Coco, văd că număr, vreau să văd dacă a venit cineva și a dat, uite, a venit cineva și a dat, foarte frumos. Am și eu de alea, vreau să fiu ca Fire, când zic și eu, hai să facem ceva și chiar vine lumea și face, știi, sunt, wow, ce comunitate. Bine, glumesc. Ok. Da, exact, ritualul de pungere e fix ce trebuie. Da, Coco, Paca, simți răscuțite. Mă întreba Maria mai devreme, n-am dat click pe comentariu, dar l-am văzut, de Stronger With You Intensely pentru femei, nu știu, dar nu văd niciun motiv pentru care nu ai purta fix Stronger With You Intensely, adică mi se pare că e ok, e în zona aia de dulce, foarte portabil și de o femeie, lejer. Păi dacă el ar vrea asta, eu aș fi mai mult decât super dornic. Deci da, aș zice că un live cu Fire e un lucru pe care chiar mi l-aș dori mult. Un layering într-un Bentley intens și ceva cu vetiver. Păi facem, nu facem, acum mă duc să facem. Facem un Bentley for Men Intense și un Terdermes O Intense Vetiver. Ce facem aici, că parcă nu-i parfum aici. Am mirosit un spray din O Intense Vetiver și se găsește greu. Place. E un vetiver citric și buzi. Nice, nice. Iar Haltan cu Torino 21 e ceva absolut minunat. Mă bucur mult că ți-a plăcut recomandarea de Absolutely. Acum sper doar să poți să fii temperat cu cheltuielile, să nu dai foarte mulți bani pe parfumuri. Eu n-am găsit altceva în genul ăsta până acum. Pre-reversa Ceros Lenghel. Stai că asta plecasem să fac și m-am oprit un pic la Coco. Hai să vedem, să vedem, să vedem. Nu e un video pe aici ceva?
Hai să-l întrebăm aici, de ce, deci de ce nu e în stare primăria ora de asta jos cablurile și ce ne interesează pe noi foarte mult este... Bine, am rezolvat și cu părere versaceros. Chiar nu știu, din păcate. Nu știu. Mie cred că îmi place un pic mai mult elixir de la Jean-Paul Gaultier. O idee de parfumuri de la Zara m-a impresionat, Vetiver Pamplemousse m-a impresionat, Coastal Salty Forest din gama asta lor mai nouă și îmi place foarte mult și Rich Warm Addictive. Cu plăcere, nu știu dacă e fix ce îți doreai să auzi, dar altă variantă nu știu, Intense Lean Skin mi se pare opțiune bună. Exact, hai să-l susținem cu un like și pe Coco. Și chiar să nu uităm la videourile lui, că sunt super nice. N-am, știu de ei, am mirosit un pic, cred că pe Halfeti l-am mirosit, dar atât. Trusar de Limitless Shopping, cred că l-am mirosit, da, e ceva ieșit din comun și am mai mirosit eu unul care mirosea Aperol combinat cu ceva foarte, foarte nice. Nu l-am încercat pe Santal Royal sau nu cred. Naxos în continuare e destul de persistent ca proiecție, e mai liniștit. Ideea e că a fost, se pare, multă lume zice că a fost reformulat recent și că nu mai e chiar la fel de puternic, dar în continuare e un Serjov și persistă ok, doar că nu mai e bestia care era în urmă cu câțiva ani. Ok, bun. Cât timp e treaba echilibrată, e tot în regulă. Ți-am zis, doar sper să nu fi făcut cheltuieli mult prea mari. Asta îmi doresc în cele din urmă. Că toată ideea a fost... pentru mine, ideea a fost când am început partea de parfumuri pe Wolfpick, să vin să-ți ofer alternative și idei, nu neapărat să cumperi mai multe parfumuri, cât de fapt să cumperi mai puține, dar mai potrivite, pentru că mi se părea că nu e foarte multă informație despre parfumuri, de fapt mi se părea că nu-i deloc, m-am înșelat un pic, era mai greu de găsit. Chiar și în România și m-am gândit că ar fi interesant ca cineva să vorbească despre asta ca să știi că există parfumurile astea, că poți să ai alternativă. Asta mie de asta îmi place să vorbesc despre clone, pentru că știu că bugetul fiecărei persoane e bugetul fiecărei persoane și faptul că îți plac ție clonele nu te face mai puțin un iubitor de parfumuri decât pe altcineva. E pur și simplu vorba de bugetul pe care l-ai. Noapte bună, Mihai, nu-i nimic, în 5 minute facem și noi. Da, poți trimite link. Mansera Montal, n-am nimic anume în plan, dar sunt foarte posibil să se ivească, adică și pe Montalul pe care l-am cumpărat ultima oară, pe Fujer Marin, nu l-aveam în plan, dar într-o sâmbătă la o terasă m-am uitat pe zona liberă Constanța și am zis, ăsta e. S-a vrut foarte, foarte ok. Primul parfum care îmi vine în minte și cred că ți s-ar potrivi... Nu știu de ce voi spune asta, chiar nu știu, dar m-am gândit la Tommy Hilfiger Impact Intense sau Impact Simplu, nu mă întreba de ce, n-am o explicație. De Dior Sauvage Parfum chiar nu știu o clonă, știu de elixir, știu de eau de toalet, de eau de parfum, dar de parfum chiar nu știu. Mi-e Stronger With You, mi se pare un parfum bun. Mi s-a părut mereu un parfum bun, acum nu-l mai am, îl am pe Absolutely, că nu mi se pare necesar să ai toate flancărele. Dar sper ok, combinația de castane cu vanilie, foarte, foarte plăcută. Noapte bună! Serios, nu l-ai găsit în aeroport? Că eu fix de acolo l-am luat. Nici în
un obsent, nici nu știu, adică eu l-am luat din obsentul meu din Otopeni. Pur și simplu nu ți-ai zice ții Torino 21 blind, chiar nu, e ușor de înțeles și de purtat, dar parcă nu. Iar Bentley Formel Intens cu o Intens Vetiver la Ter Dermes sunt o combinație interesantă. Pentru mine, Yves Saint Laurent, Why Eau de Parfum. Mie îmi place foarte mult Why Eau de Parfum, asta e de știut, adică probabil că aș alege Why față de multe alte parfumuri. De ce e diferența de prețuri la aceleași parfumuri? Trebuie să te uiți exact și cum e magazinul, că dacă magazinul are și locație fizică, acolo intervin și niște chirii, niște salarii. Apoi există varianta că unele site-uri iau de pe piața gri, altele iau de la furnizori oficial. Dacă e la un furnizor oficial care nu face discounturi, automat prețurile sunt mai ridicate. Deci sunt multe criterii care intervin aici, dar există, după cum spuneam, și asta cu chirii, cu salarii, cu toate lucrurile astea. Parfumuri nu am multe, dar le-am sortate pentru diferite evenimente sau în timp. Super, și eu încerc să fac asta, să le-am puse de vreme caldă, mai elegante, mai... Cred că e treabă foarte bună asta. Torino 21 ține ascuns în dulap, trebuie să întreb de el că... Că așa mi-a făcut și mie la obsentul. Ce tare! Ia să vedem ce mi-ai trimis aici. Elon Musk has sold over 20,000 bottles of his special perfume called Burnt Hair. Now, hair isn't something I have a whole lot of experience with, but at $100 a bottle, I figured I could save you some money by trying it out myself, especially since they are completely... Da, nu prea am sunet. Oare deci? La voi să auzi ceva? Și începem. Că la mine nu. Ok, deci eu n-am auzit ce ați băiatul ăsta, dar cred că era interesant. Plus că sunt sigur că nu... Plus că trebuia să și deschid ca să vadă cineva. Hai să mai încercăm o dată. Elon Musk has sold over 20,000 bottles of his special perfume called Burnt Hair. Now, hair isn't something I have a whole lot of experience with, but at $100 a bottle, I figured I could save you some money by trying it out myself, especially since they are completely sold out. Let's give it a few test sprays. So I'm gonna not shoot myself in the face here. Whoa, that is weird. One more time. It doesn't smell so much like burnt hair, mostly like a Las Vegas casino with lots of cigarette smoke. That's the vibe I'm getting. There's only one way to know for sure. M-aș fi gândit la testul ăsta. Definitely not burnt hair. Las Vegas casino, burnt hair. Very different scents. You might think that burnt hair perfume is a super dumb idea, but Elon Musk just made $2 million bottling it up and selling it. Elon Musk. Ok. Nice. Bănuiesc că te referi aici la rubrica de aici unde apare comentariu. Pe de altă parte... Nu știu cât de mare aș putea să fac să fie vizibil, adică înainte era mai mare, ți se părea că e mai vizibil, că pot să încerc să-l fac să fie un pic mai cumva, să fie toată porțiunea asta cumva, nu știu, că spațiu e pe ecran, deci dacă vrei pot să găsesc o variantă.
Doar să-mi zici cum, adică aș putea să-l fac din stânga până în dreapta, să vadă tot comentariul, cred. Asta e dificilă. Amândouă sunt parfumuri bune, acum depinde în ce direcție înclin tu. Eu cred că l-aș lua pe Oolong Cha totuși. Îmi place mirosul lui, dar chiar nu știu. Da, într-adevăr, e o alegere foarte bună de birou, sunt de acord. Versace Dylan Blue mi se pare că miroase bine, e ok oricând, oricum e acolo, e competitor cu Sauvage și cu Bleu de Chanel, parcă un pic mai întunecos, mai cu paciuli, mai cu tămâie, dar parcă nu mai e la fel de persistent acum, asta ar putea să fie o problemă. Etos Night Purom, ok. O să cam închei live-ul acum, că nici eu nu mai pot. Dar pentru duminică am să încerc să fac căsuța de comentarii cât tot ecranul din stânga în dreapta. Sper să se vadă mai bine atunci, are foarte mult sens, mă ajută super mult feedback-ul ăsta ca să știu ce fac, că toate lucrurile care se întâmplă aici sunt niște idei de ale mele care nu sunt neapărat bune. Și oricum de astea două chestii care se mișcă aici în stânga nu e ca și cum chiar e nevoie, așa că o să fac căsuța asta comentariu mare, 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 poate o să se vadă mai bine pe viitor. Și îți mulțumesc că mi-ai spus asta. De asemenea, să ai sau să aveți o zi de vineri cât mai bună, un weekend plăcut și ne vedem duminică atunci când vorbim de colecții de parfumuri. Ne uităm la poze cu colecții de parfumuri și vedem noi ce mai facem altceva. Noapte bună!